Zilele trecute s-a desfășurat o campanie de conștientizare în rândul elevilor din Harghita a conceptelor de protecția mediului, resurse de mediu limitate, sortare, colectare selectivă și reciclare. Prima unitate de învățământ vizată a fost școala gimnazială Joseph Otila din Miercurea Ciuc. La eveniment au vorbit elevilor despre importanța colectării selective a deșeurilor și reciclarea acestora președintele Consiliului Județean Harghita, Borboi Ciobo, vicepreședintele Borti Tihomeir, inspectorul școlar general al județului și alții. Totodată a fost lansat și un concurs destinat elevilor școlilor participante în acest program. În prima etapă a concursului, elevii trebuie să adune cât mai multe peturi presate în decurs de o săptămână de la terminarea vizitei. Școala și liceul care vor aduna cele mai multe sticle sunt calificate în etapa a doua a concursului, în care clasele din aceste instituții vor pregăti câte un instrument muzical folosind deșeuri colectate selectiv. Aceste machete vor fi expuse în holul Consiliului Județean Harghita și un juriu va selecta cea mai inventivă creație. Premiul, ce va putea fi câștigat de o clasă de la gimnaziu și una de la liceu, va consta într-o excursie la stația de sortare și compostare de la Remetea.